Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre cei 18 ani lipsă din viața lui Iisus Hristos, unde a dispărut Mântuitorul în acești ani secreți. Ce vă vine în minte când auziți numele Iisus? O icoană în biserică, o rugăciune, mântuire sau imaginea lui Iisus? Despre Iisus Hristos știm că este întemeietorul creștinismului. Potrivit Bibliei, cel mai important adevăr despre Iisus Hristos constă în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, că El însuși este Dumnezeu. Conform crezului, El este a doua persoană din Sfânta Treime, alături de Dumnezeu Tatăl și de Duhul Sfânt. Mai știm că s-a născut la 25 decembrie la Betleem, din Sfânta Fecioară, că a fost răstignit la vârsta de 33 de ani, din ordinul guvernatorului roman Ponțiu Pilat, și că divinitatea sa a devenit dogmă fundamentală a creștinismului. Anume, de la nașterea lui Iisus se face numărătoarea anilor, iar miliarde de oameni formează biserica lui, el fiind figura centrală a istoriei omenirii. În secolul informatizării în care trăim, nu este o dificultate să găsim destule date despre personalitatea și activitatea lui Iisus Hristos. Iar călătoria lui Iisus este una dintre cele mai cunoscute și studiate povești din istorie. Evangheliile biblice oferă o imagine detaliată a vieții sale de la naștere până la crucificare și înviere. Cu toate acestea, există un aspect intrigant care a stârnit întotdeauna curiozitatea și speculațiile oamenilor de-a lungul timpului. Anii pierduți ai lui Iisus, perioada din viața sa dintre adolescență și începutul misiunii sale. În minutele care urmează vom explora misterul celor 18 ani lipsă din viața lui Iisus Hristos și diversele teorii și speculații care au fost propuse de-a lungul secolelor. Biblia ne vorbește despre Mântuitor pe când era copil de 12 ani, apoi adult de 30 de ani, fără să ne relateze unde a fost și ce a făcut în cei 18 ani din viață. Experții care au studiat acest mister au lansat teorii care susțin, dar nu și demonstrează, că Iisus a trăit printre iudei, esenieni, tibetani, britanici, amerindieni sau chiar daci. Despre Mântuitor nu știm decât faptele relatate de Sfânta Scriptură și îndemnurile pe care ni le-a transmis prin apostoli, însă amănuntele despre viața lui personală sunt foarte puține. Cea mai controversată perioadă din viața lui, așa cum spuneam, este cea cuprinsă între 12 și 30 de ani, perioadă în care pur și simplu a dispărut. Ținând cont că pe verișorul său, Ioan Botezătorul, l-a cunoscut abia în ziua botezului, am putea presupune că a fost plecat din țara natală. Unde a fost și ce a făcut Iisus vreme de 18 ani și mai ales ce scop l-a determinat să plece în peregrinările sale? Mai mult, de ce Biblia păstrează secretul în legătură cu această perioadă din viața Mântuitorului? Din momentul în care Iisus Hristos a fost menționat pentru ultima dată în Biblie, în timpul vizitei sale la templu, când avea doar 12 ani, până la începutul slujirii sale publice, în jurul vârstei de 30 de ani, nu există aproape nicio mențiune în textele sacre despre ceea ce a făcut sau unde a fost. Această lacună în relatarea biblică a vieții lui Iisus a adus la o varietate de teorii și speculații care încearcă să umple acest gol informațional. Cercetători istorici și teologi au încercat să găsească răspunsul, iar teoriile lansate cu privire la acest mare mister arată ipoteze diferite. Iisus a fost plecat în Asia, în nordul Europei sau America de Sud. Una dintre teoriile populare este că Iisus ar fi putut călători în timpul acestor ani pierduți în zonele din Orientul Mijlociu sau chiar în alte părți ale lumii cunoscute în acea perioadă. Unii susțin că el ar fi putut merge în India sau Tibet pentru a studia învățăturile mistice și spirituale ale vremii. Alții cred că ar fi putut călători în Europa sau chiar în Marea Britanie, influențând cultura și spiritualitatea locală. Există și teorii care sugerează că Iisus ar fi putut trăi o viață simplă, în tăcere și meditație, departe de ochii lumii, pentru a se pregăti pentru misiunea sa divină. Aceste teorii subliniază importanța inițierii și pregătirii interioare pentru cei care urmează o cale spirituală.
dar haideți să vedem ipotezele experților lansate, dar, așa cum spuneam, nedemonstrate. Tâmplar în atelierul tatălui. Biblia nu vorbește de evenimentele din viața lui Isus, începând cu vârsta de 12 ani și până la 30 de ani, când apare din nou botezându-se în apa Iordanului. Pasaje din Evanghelia după Marcu însă spun că feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simion, cel supranumit Tâmplarul, își ducea traiul în această meserie ajutându-și tatăl. În paralel, petrecea mult timp studiind Vechiul Testament. Dar oare fiul Domnului a petrecut 18 ani din viață fără niciun semn al puterii lui divine, pierdut în comunitate, muncind și rugându-se ca un om obișnuit? Evanghelistul Luca spune, referitor la perioada lipsă, doar atât. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Celelalte evanghelii nu pomenesc nici măcar atât despre anii maturizării Mântuitorului. Între cele două referințe ale lui Marcu și Luca nu există nimic, dar exegeții au dedus că Iisus și-a petrecut viața alături de familie în Galileea, câștigându-și existența din tâmplărie. Se bănuiește că amănunte din viața lui Iisus ar fi descrise pe larg în scrierile copte din Georgia sau Armenia, în diferitele evanghelii, după Maria Magdalena, Toma, Petru, Iuda, descoperite recent. Acest gol din viața Mântuitorului a fost umplut cu speculații și teorii. Imaginația oamenilor s-a aprins cu atât mai mult cu cât mintea noastră nu poate înțelege cum este posibil ca Iisus să fie ajuns dintr-un simplu tâmplar, cel mai important personaj al antichității, cel mai pomenit și mai iubit nume al tuturor timpurilor. O altă teorie spune că ar fi petrecut ani printre fiii luminii de la Marea Moartă. Trebuie să știm că vârsta de 12 ani reprezenta la acea vreme, în religia iudaică, vârsta maturității, marcată de ceremonia Bar Mitzvah. 30 de ani era vârsta minimă permisă pentru a accede la preoție. Între aceste vârste, vreme de 18 ani, candidatul trebuia să își însușească învățătura și să practice dogma. O primă teorie afirmă că exact asta a făcut și Iisus, locuind departe de casă, printre esenieni. De ce tocmai printre acești credincioși? Poate pentru că Noul Testament face puține referiri la acest grup, deși pe celelalte, farisei, zeloți sau saducei, le descrie cu lux de amănunte. Rămași atât de misterioși chiar și în zilele noastre, esenienii puteau fi gazdele Mântuitorului. Poate că teoria lansată de romancierul Edmund Wilson în 1955 nu este atât de hazardată dacă ne gândim că tot esenienii sunt cei care au păstrat celebrele manuscrise de la Marea Moartă, descoperite în peșterile din Qumran. Se bănuiește că esenienii sunt evrei fugiți din Ierusalimul corupt. Modul lor de viață și credința erau altfel decât în alte părți ale vechii Palestine. Ei ascultau de învățătorul dreptății și îi spuneau drepții, aleșii lui Dumnezeu, fiii luminii sau fiii cerului și l-așteptau pe Mesia. Esenienii aveau calendarul și sărbătorile lor, care se deosebeau de cele evreiești, disprețuiau bogăția și plăcerile simțurilor, se rugau la oaltă și studiau zi și noapte scrierile sfinte. A aparține comunității de la Qumran nu era deloc ușor. Orice aspirant era primit numai după ce trecea printr-o perioadă de 3 ani de probă. În primul rând, candidatul trebuia să respecte la sânge legile stabilite de Marele Învățător. În al doilea an, era primit în comunitate, dar n-avea voie să participe la prânzurile comunitare. O comisie de experți evalua calitățile fizice, psihologice și spirituale. Papirusurile descoperite în peșterile de la Marea Moartă menționează criteriile inadmisibile pentru un membru al esenienilor: dinții negali, degetele de la mâini grase, picioarele cărnoase și pline de păr și degetele de la picioare grase și scurte. În schimb, era ideal omul cu barba cârlionțată, tonul vocii simplu, dinții ordonați, dacă nu era nici înalt, nici scund, degetele de la mâinile sale slabe și fine și picioarele sale zvelte.
La sfârșitul celui de-al treilea an de noviciat, novicele era primit în comunitate printr-o ceremonie solemnă, în timpul căreia noul membru își mărturisea public păcatele, făcea prima sa baie de purificare, jura să accepte în totalitate legea lui Moise și primea trei obiecte: fărașul, util și necesar pentru evacuările corporale, o tunică albă pentru actele comunitare și o cingătoare de lână. Orice esenian muncea, deci, dacă Iisus a trăit printre ei, atunci și el a primit sarcini în folosul comunității. La amiază, cu toții se întorceau în colonie pentru baia rituală și prânzul comunitar. Se mânca, ascultând în tăcere absolută pasaje din Biblie. Apoi, lumea se întorcea la muncă până la sfințitul soarelui. Ziua se încheia cu rugăciune, studierea legii și cina comunitară. Cea mai ușoară pedeapsă era excluderea de la masa în grup, dar se putea ajunge la excluderea din comunitatea celor ce criticau munca și pe învățător, care moțăiau în timpul orelor de muncă, scuipau sau lăsau să li se vadă anumite părți ale corpului, îmbrăcau haine șifonate, râdeau fără motiv, vorbeau în timp ce vorbea altul. Începând cu vârsta de 21 de ani, esenienii trebuiau să se căsătorească. Renunțarea la viața de cuplu era considerată o încălcare gravă a legii divine. Spre deosebire de ceilalți evrei, esenienii se căsătoreau o singură dată în viață, fără nicio excepție, chiar și cei care rămâneau văduvi. Se mai spune despre esenieni că erau buni cunoscători ai leacurilor naturiste. Comunitatea esenienilor a încetat să mai existe în anul 68 după Hristos, decimată de legiunile romane. Se pune întrebarea dacă o astfel de sectă l-a atras pe Iisus. Specialiștii cred că la acea vreme școala fariseilor era mult mai avansată și aici Iisus ar fi avut mai multe de învățat decât de la cazonii esenieni. În plus, nu se știe că Iisus să fi fost căsătorit, iar învățătura lui nu seamănă cu pedepsele promovate de esenieni. O altă teorie arată că ar fi fost plecat cu unchiul Iosif în Britania. Conform unor legende britanice din Evul Mediu, copilul Iisus ar fi călătorit împreună cu Iosif în Britania, unde s-ar fi stabilit la Pridi, iar mai apoi și-ar fi construit primul bordei din Nuiele la Glastonbury. Poetul William Blake s-a inspirat din această legendă și a scris poemul Și au făcut acele picioare în vremurile străvechi. Unele variante ale legendei spun că Iosif, care era negustor de cositor, i-ar fi luat cu el pe Iisus și pe Maria în Britania. Scriitorul Gordon Strachan crede că tânărul Iisus ar fi ajuns în insulă pentru a studia cu preoții druizi. Legenda a servit la lansarea mai multor divagații. Motivul pentru care apostolul Pavel a ajuns în această parte a lumii, fondarea bisericii romane, înființarea în Britania primei biserici creștine, după cea de la Ierusalim. Cât despre Iosif, acesta nu a fost tatăl mântuitorului, ci unchiul lui, Iosif din Arimatea, un negustor bogat cu o flotă mare de nave care a făcut comerț cu cositor pentru romani între Anglia și Marea Mediterană. Acest unchi ar fi devenit tutorele lui Iisus după moartea tatălui. În Anglia, Iisus a trăit în studiu, rugăciune și meditație, iar la adolescență a ajuns în căsuța lui de noroi și paie. Mai mult, un cercetător britanic pe nume C.C. Dobson afirmă că a găsit dovezi care atestă că Iisus a ridicat și o bisericuță în ultimii ani ai domniei lui Tiberius, în anul 27 după Hristos. Deși există evidențe ale acelor ani, localitatea Glastonbury nu este pomenită pentru simplul motiv că Iosif din Arimatea a cumpărat întregul pământ și astfel satul nu mai plătea impozite. Cei care susțin că Mesia a stat 18 ani în vestul Marii Britanii de astăzi se bazează și pe câteva dovezi simbolice. Astfel, pe arcul de piatră al bisericii Place Manor sunt reprezentate o ancoră, un miel și o cruce. Pictogramele care însoțesc sculptura spun povestea lui Iisus și a unchiului său care au venit în zonă cu afaceri cu cositor. O altă poveste tradițională este cea în care Iisus îi învață pe minerii din Cornwall cum să obțină cositor din minereu.
Vechi hărți din acest oraș sunt marcate cu două inscripții interesante, Corpus Christi și Roata lui Isus, roată fiind un cuvânt folosit în Cornwall pentru mină. De asemenea, în zona minieră Cornwall au fost descoperite numeroase tunici cu cruci desenate. Un alt argument ar fi și acela că printre locuitorii din Pridi este o vorbă veche, la fel de sigur cum Domnul nostru a fost la Pridi. Copiii colindă de Crăciun astfel: Iosif a fost un negustor de cositor care a sosit pe mare într-o barcă. Să fi trăit Iisus în Marea Britanie, de ce ar fi ales tocmai acest loc, cu o climă atât de aspră față de cea de acasă? Și apoi, dacă unchiul lui avea corăbii, de ce nu a ales să cutreiere mai multe locuri interesante din lume? Unele teorii răspund, dar cine spune că nu a călătorit? În America de Sud, Iisus este pomenit în legende ca locuitor al acelor plaiuri, iar diversi interpreți cred că succesul complet și rapid al conquistadorilor se explică tocmai prin prezența lui Iisus înainte de venirea acestora. Mântuitorul a pregătit popoarele amerindiene pentru contactul cu europenii atunci când le-a lăsat promisiunea că Mesia se va întoarce. Însă cea mai vehiculată și susținută explicație pentru dispariția lui Iisus timp de 18 ani afirmă că Mântuitorul s-a dus în India. Scriitorul Louis Jacoyot a lansat în 1869 cartea Biblia în India, viața lui Iezeus Krishna. Și odată cu aceasta a înflorit și bănuiala că Iisus a fost în Tibet. De fapt, autorul face doar o comparație între viața lui Krishna și cea a lui Iisus, însă asemănările sunt consistente, astfel că ipoteza a început să câștige tot mai mulți adepți. Un ziarist rus pe nume Nicolas Notovici a lansat o altă bombă în mănăstirea indiană Hemis din Ladakh, situată la 4500 metri altitudine. Există un manuscris intitulat Viața Sfântului Isa, cel mai bun dintre fiii oamenilor. Notovici și-a publicat povestea în 1894. 14 ani mai târziu, un alt scriitor, Levi Dowling, a scris Evanghelia Vărsătorului a lui Iisus Hristos, despre care spune că i-a fost dictată de o ființă supranaturală numită Memoria Akashică. Acesta scria că tânărul Iisus a făcut o călătorie inițiatică prin India, Tibet, Asiria, Grecia și Egipt. Mai multe argumente aduce însă tot ziaristul rus. El mărturisește că însuși Dalai Lama i-ar fi arătat două cărți vechi legate în piele, care conțineau povestea vieții lui Isa, Iisus, scrisă în limba vechilor călugării budiști. Biografia este alcătuită din 244 de versete în 14 capitole. Misterioasa carte păstrată de tibetani conține întâmplări similare celor din Vechiul și Noul Testament, dar și relatării despre Isa sau Isus, care la 14 ani a trecut prin Sindh, o regiune din Pakistan. El a plecat mai departe și s-a stabilit la Juggernaut, unde a fost primit cu bucurie de către preoții brahmani. A locuit în mai multe orașe din India, ca Rajagriha, Benares, unde a studiat vedele. Apoi s-a stabilit în ținutul Gautamides, locul de naștere al marelui Buddha Sakyamuni. A plecat din munții Himalaya, a coborât în valea Rajputanei și s-a îndreptat către apus, predicând diverselor popoare perfecțiunea supremă a omului. Perioada din India nu a fost lipsită de incidente. Fiind un bun predicator, a dezvăluit castelor inferioare din tainele scrierilor sfinte. Preoții și războinicii au plănuit să-l condamne pe Iisus la moarte, dar acesta a fost avertizat de către susținătorii săi și astfel a scăpat. La 29 de ani, Iisus s-a întors în Palestina. Teoria este susținută de însuși liderul spiritual indian Sri Bharati Krishna, care spunea în 1959, într-un interviu: Acesta este adevărul. Am studiat vechile documente de la templul Puri Jagannath, care confirmă aceste fapte. El a fost cunoscut ca Isa și o mare parte din timpul petrecut în India a stat la templul din Jagannath. Când s-a întors în ținuturile de unde provenea, el și-a expus învățămintele care sunt cunoscute astăzi ca fiind creștine.
a declarat liderul spiritual. Succesorul acestuia, Swami Niskalananda Saraswat, i-a confirmat spusele într-un documentar numit Isus în India. În sprijinul ipotezei că Isus a ajuns în India, a venit și mediumul american Edgar Cayce, care susținea că în timpul transelor a aflat că el a trăit în casa tatălui său, apoi el a trecut în grija maestrilor săi, mai întâi în India, apoi în Persia, apoi în Egipt, pentru că este scris, fiul meu va fi chemat în Egipt. Edgar Cayce mai spune că Isus a fost cunoscut ca învățăcel sub numele de Iosua. Din cei 18 ani lipsă, 3 a petrecut în India, unul în Persia, 14 în Egipt. Deci cel mai mult a studiat la piramidele egiptene, loc despre care se spune că este destinat celor aleși pentru inițiere. În India, Isus și-ar fi însușit terapiile naturiste, metodele de meditație. În Persia a studiat medicina și mijloacele de a coordona energiile corpurilor, fizic, mental și spiritual. Multe personalități care au pornit pe urmele lui Isus în India au ajuns în aceleași locuri și au aflat aceleași lucruri pe care le-a descris în cartea sa Ziaristul Rus. De exemplu, în anul 1939, fără a avea vreo cunoștință de legendele despre Isa sau despre cartea lui Notovici, Elisabeth Caspari, o talentată pianistă cunoscută în acea vreme, a ajuns în Hemis, unde bibliotecarul i-a arătat 3 cărți și i-a spus: aceste cărți spun că Isus al vostru a fost aici. În Bhavishya Mahapurana, un text antic indian foarte respectat, se spune că regele Kashmir, la începutul primului secol după Hristos, l-a cunoscut pe omul îmbrăcat în haine albe ce venise din vest, fiind născut dintr-o fecioară despre care se spunea că este fiul lui Dumnezeu. Perioada în care se presupune că Mântuitorul a fost în India ar fi, potrivit manuscrisului, la 500 de ani după moartea lui Buddha, exact perioada care lipsește din Biblie despre viața lui Isus. Însă această coincidență nu este suficientă. Mai util ar fi ca vechiul manuscris să fie făcut public, lucru care în mod inexplicabil nu s-a petrecut încă. Nu lipsesc nici ipotezele care afirmă că Isus ar fi ajuns prin părțile Daciei, desăvârșindu-și învățătura cu însuși Marele Zamolxe. Octavian Sărbătoare, profesor de filozofie de origine brașoveană stabilit în Austria, a prezentat la Congresul de Dacologie din anul 2011 cărticica Evanghelia Dacilor. Autorul pornește de la premiza că religia creștină este tributară celei zamolxiene. Scrisă în formatul Evangheliilor creștine, cartea, o îmbinare între speculație și ficțiune, arată asemănările între biografiile și doctrinele lui Zamolxe și Isus. Alți interpreți au ajuns la concluzia că Isus a trăit pe teritoriul vechii Dacii, luând în calcul trăsăturile fizice și rasiale și mai ales învățătura cristică, atât de asemănătoare cu cea a lui Zamolxe. Savanții creștini însă resping toate aventurile exotice ale tânărului Isus. În lipsa dovezilor, nu ne rămâne decât să credem că, în acei 18 ani, Isus a crescut, s-a maturizat și a învățat de la părinții lui. Doar printr-o existență de simplu om ar fi reușit să iubească pe oameni atât de mult încât mai târziu să-și jertfească viața pentru ei. Indiferent de adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în acei ani lipsă ai lui Isus, misterul lor continuă să fascineze și să inspire milioane de oameni din întreaga lume. Pentru creștinii care cred în divinitatea sa, acest timp de tăcere și pregătire este văzut ca o parte esențială a planului divin pentru mântuirea omenirii. În plus, această lacună în relatarea vieții lui Isus ne amintește de limitările noastre umane în înțelegerea tainelor divine. Ne reamintește că există lucruri care depășesc înțelegerea noastră și că unele întrebări pot rămâne fără răspuns în această viață. În afara celor 18 ani lipsă din biografia sa, Isus este menționat și cu o altă dispariție la vârsta de 12 ani, fiind împreună cu părinții săi Iosif și Maria la Ierusalim de praznicul Paștilor, copilul a dispărut pur și simplu,
După 3 zile de absență, l-au descoperit la templu. Era în mijlocul unor creștini și povestea despre nașterea puterii divine. Anii pierduți ai lui Isus rămân unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei creștine și, așa cum spuneam, continuă să stârnească speculații și discuții în rândul teologilor, istoricilor și credincioșilor deopotrivă. Indiferent de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, importanța și impactul misiunii sale ulterioare nu pot fi negate. În cele din urmă, misterul celor 18 ani lipsa lui Hristos ne amintește de profunzimea și complexitatea credinței și ne îndeamnă să ne deschidem mințile și inimile către lucrurile care depășesc oarecum înțelegerea noastră limitată. În concluzie, nu există informații concrete și documentate despre ce s-a întâmplat cu adevărat în acei ani pierduți ai lui Iisus Hristos. Relatarea biblică se oprește brusc la vârsta de 12 ani și reia viața sa la începutul misiunii publice, în jurul vârstei de 30 de ani. Astfel, ceea ce știm despre această perioadă provine în principal din speculații și teorii formulate de către teologi, istorici și cercetători în diverse domenii. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!